la siguranță, așa cum se întâmplă și acum în cazul lui Filip, care îi trimite lui Râpă, Adi Popa pentru Prepeliță, centrarea lui Prepeliță pentru Tatu! Gol superb marcat de brazilian, e al doilea pe care Tatu îl marchează după revenirea pe gazon, a înscris și în fața lui Dinamo Moscova. Prima partidă a brazilianului în campionatul României era startul stagiunii precedente. Bine, Tatu a tot marcat în pregătiri pentru Steaua. Mai greu a fost atacul cu oamenii din țară. Dar preferăm să vorbim strict de lucrurile fotbalistice până la urmă. Iată o acțiune în banda dreaptă și este gol egalizator. 1-1 în minutul 9, fază în viteză a celor de la Slovan. Leicester pune latul și îl bate pe... Iată și întrebarea lui Regecamp pentru Filip. Tu la cine strângi? A plecat ăla de lângă tine. Aici Pârvulescu prins între doi. Un gol senzațional pe care l-a marcat în sezonul trecut în partida cu Astra în Ghencea. Popa, dezvoltă o viteză bună, Popa cu șut de pe continent. Popski pentru același look și care centrează și la un pas de 2-1 slovacii. Dreaptă, la viitorul jucă într-un sistem 4-3-3. Acțiunea lui Filip, Filip se apropie de careu, poate șuta, o face Filip pe lângă poartă. Andrei Prepeliță se pregătește să centreze din lovitură liberă, minge în careu, balonul este îndepărtat însă tot la Tovlevici. E o perioadă, să spunem, ceva mai bună de joc pentru Steaua, în sensul că roșii albaștri s-au instalat în terenul advers. Costea poate centra, o face în 6 metri, poartă e goală! E gol, mingea trece prin plasă. 2-1 pentru Steaua, Adi Popa marchează. M-am oprit ales pentru soluția o secundă. Complicată. Da, a dat de unde vine. A dat în diagonală. M-am oprit pentru că n-am vrut stele. Iată centrarea sa. Pune latul. Hai să vedem unde se duce mingea. De Liga 1 până la urmă, pentru că n-aveau experiență deosebită la acest nivel. Doru Bratu. Filip, mai departe, Costea cu șut și este gol. Mihai Costea înscrie în minutul 75, lucruri bune făcute de Mihai Costea în această repriză secundă. A contribuit la golul înscris de Adi Popa și iată, a marcat acum. Regecan spunea că reușește execuții incredibile la antrenamente. Aici, deși puțin, a reușit să tragă destul de bine. Cu Dinamo marca un gol asemănător în Ștefan cel Mare.